Contrabandă cu valută. 240.000 de dolari americani și 8.000 de euro au fost depistați de vame și într-un camion ce se deplasa spre Turcia. Totul a avut loc în data de 5 aprilie, în postul vamal Cahul. Șoferul unui camion ce aparține unei întreprinderi de la noi se prezentase pe pista de ieșire din țară declarând că nu are încărcătură. În baza unei analize de risc, ofițerii vamale au decis să supună autoturismul unui control minuțios, iar în rezultat, în cabina camionului, în spațiul destinat montării boxelor audio, au fost depistați 240.000 de dolari americani și 8.000 de euro. Ulterior, pentru a afla despre proveniența banilor, dar și scopul cu care erau aceștia transportați peste hotare, oamenii legii au descins cu percheziții acasă la șofer, dar și la domiciliul agentului economic cui aparține vehiculul. De acolo au fost ridicate telefoane mobile și tehnică de calcul care vor fi cercetate de experți. Totodată, acasă la camionist au fost depistate și 3 arme și gloanțe pentru care suspectul nu avea acte permisive. Acum șoferul este reținut pentru 72 de ore. Investigațiile pe caz continuă.